partea din fața carcasei obrajului, trebuie să luăm prima dată din furca de comandă pedalei rulmentul de presiune. Trebuie demontată această furcă cu ax pentru că să mai am înăuntru acolo capacul de la axul secundar. Trebuie să desac acest butuc și trebuie demontată odată numai carcasa goală să pot să o spăl pentru că aici eu fost, mi-a curs un leiu de la palier, de la motor, mi l-a băgat în carcasă la ambreiaj. O demontăm și pe urmă, când e demontată carcasa goală, o spălăm. Următoarea operație este demontarea butucului pe care alunecă manșonul de la rulmentul de presiune cu axul. Este fixată în interiorul unui cuplaj, luăm cuplajul jos. Acesta este un cuplaj elastic și amortizează mișcarea bruscă între ambreiaj și cutia de viteză. Și acum începem demontarea propriu-zisă a cutiei de viteză. Pe axul principal ce fixează în cutia de viteză avem un capac cu 3 șuruburi. Trebuie să demontăm acel capac. Am luat șuruburile de la axul principal de sus, de la capac. Luăm capacul jos. Avem o garnitură frontală ce etanșează între capac și corpul carcasei cutiei de viteze și pentru etanșarea între capac și axul principal avem un simmering. Verificăm acest simmering, este bun. Îl înlocuim din cauza temperaturii, căldurii, pentru că s-a întărit, nu mai are elasticitate. Totodată am demontat și capacul de la axul secundar, pentru că și aici trebuie să umblăm, că tot ansamblul ce avem probleme se găsește pe axul secundar jos. Acesta este capacul, are o garnitură frontală de închidere între capac și corpul și carcasă. Aici avem axul secundar, aici avem axul principal.